Pentru astăzi, de ședință ordinară, din cei 15 consilieri absente, atunci motivat domnul Gavrilă și domnul Sors, fiind prezentă majoritatea dintre dumneavoastră, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Domnul primar, prezentați-vă rog în urmă de zi. Trei proiecte de hotărâri. Punctul divers. Pentru? Unanimitate. Domnul președinte de ședință, Mamea, vă rog să continuați. Bună ziua! Primul proiect pe ordine, astăzi, proiect de hotărâre numărul 28 din 2022 privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, impozite, taxele locale și sancțiunile pentru anul fiscal 2023. Inițiator, domnul Rotaru Gabriel, domnul primar. Dacă ne puteți spune câte ceva despre acest proiect, domnul primar? Trebuie, cum știți, în fiecare an până în zona mai trebuie aprobat impozitul pentru anul viitor, anul următor, pardon, și n-am îndatat la nimic, s-a trecut impozitul ca în acest an, plus indicele de inflație, care ne dă altceva, nu mai avem nimic, nici n-am scos, nici n-am scos. Asupra, se ne scrie cineva la cuvânt? Propun că, având în vedere că rata inflației de 5,1 este destul de mare, propun ca la impozitul pentru clădiri nerezidențiale aflate vreo dată de persoane fizice să fie redus de la 1 la 0,9. Propun că mi se pare inflația destul de mare, 5,1. 0,1. Întreabă. La punctul 2, impozitul nerezidențial. E 1% s-a propus executivă și eu 0,9. Propun 0,9. Nu era 0,1. Având în vedere că inflația e mare, deci eu fac mai să utilizați cât de tot. Am înțeles. Domnul Ilea? Știți că la tax și impozite anul trecut am ridicat această problemă care revin din nou. Știți că domnul primar a spus că nu o să măresc taxe, nu se poate măresc nimic. Eu vin și susțin vechea problemă cu impozitul și taxa pe clădiri rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice, unde e taxa de 2% maxim. Mi se pare foarte mare. Vă spun de ce. Uitați-vă la valoarea de impozitare, la cât se duce pe zone, să vedeți că o proprietate juridică, persoană juridică care are clădire de 5 miliarde, vedeți, cu 2% e impozit 100 de milioane pe an. Adică îi dăm în cap sau nu. N-am mai discutat problema asta. Asta cum este mare, da? Într-adevăr, și când eram eu, era 2%, că atunci așa s-a spus. Tot 2%, da, dar era 3.600.000, 3.800.000 indiciile de calcul. Acum, undeva se duce ce am picuit așa și la 17 milioane. La 300 de metri pătrați, cu 17 milioane metri pătrați, aia, mai sunteți persoane juridice, aveți cunoștințe. Adică, eu zic că cota de 2% la ce valori sunt astăzi, eu zic că este destul de mare. La anexa 2, doamna secretară. Da, anexa 2, dar nu e propus 2%. Valoare, cota propusă e 0,2% asupra valorii impozabile de acolo din. Păi 0,2%. Da, 0,2%. Da, și v-am zis că pleacă la 0,08, 0,2%. Și aș veni cu o propunere cu 0,1%. Care zic că e destul de ok. La ce baze de impozitare sunt astăzi? Deci, acum, anul trecut, am ridicat aceeași problemă. Dați aici impozit travelant, terenul construcției, calculul impozit, stați la nivelul impozit taxei pe rangul de localități. În Căiutul este rangul 4, celălalt e... neapărat care e crește peste tot. Deci aici, dacă mă doriți, aș veni cu o propunere care să fie 0,1% din valoarea impozabilă a clădirii.
La rezidențiale, ziceți? Da, la anexa 2, la linia 1. Pentru că de rezidențiale aflate în proprietate sau deținute de persoane juridice. Iar dacă o persoană juridică are clădiri de 20 de miliarde, 2% gândiți-vă ce luați. Indiferent ce-o fi clădirea aia și ce-o face, știm că e nevoie de bani la buget, dar gândim și la persoane juridice care poate mai vor să vină să construiască, să facă ceva în comun. Mai scrie cineva la cuvânt? Nu. Supunem la vot cu... Puteam să ne punem la comun pe domnul Matei, dacă au separat cum doriți. Să supunem la vot amendamentul cu domnul Matei, cu propunerea de 0,9% și a domnului Iulian cu... Tot 0,1%. Tot cu 0,1%. Nu le amestecați. Da, se poate. Da, poate. Da, poate. Da, poate. Da, poate. Da, poate. Da, poate. Aceea spunem că e vot la votiră. Spunem la vot prima dată propunerea lui domnul Matei de 0,9% în loc de 1%. Cine este pentru? Toți au pus. Toți. Împotrivă? Abțineri? Abțineri? 11 pentru și abținere domnul Orteanu. Da. Bun. Supunem la vot amendamentul domnului Iulian și propunerea de 0,1% în loc de 0,2%. 0,9% în loc de 0,2%. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Și abțineri? Domnul Trilea. Domnul Trilea. Și abțineri. Și domnul Cheamă abțineri. Proiectul numărul 2. Nu, proiectul de hotărâre. Proiectul vă supunem la vot, proiectul numărul 28. Cu amendamentele. Cu amendamentele care erau aprobate, sunt aprobate. Cine este pentru? Împotrivă? Și abține. Păi da, totuși eu am fost împotrivă la... La amendament. La amendament, dar este să fie proiectul cu amendamentele aprobate. Continuăm. Proiect de hotărâre numărul 29 din 2022 privind aprobarea contului de execuție și indicatorii execuției bugetului local al Comunei Căiuț la data de 31.12.2021. Inițiator domnul primarul Rândaru. Vă rugăm frumos dacă puteți să-mi spuneți câte ceva despre acest proiect. E rezițiile bugetare pe acest înscriere la cuvânt la acest proiect? Nu sunt. Atunci, spunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Ok.
tot ce mai departe. Proiect de hotărâre numărul 30 din 2022 privind aprobarea actului adițional numărul 5 la contractul de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180 din 2957 din 6-a 5-a 2015. Inițiator domnul primar Rândaru. Ne puteți spune câte ceva despre acest proiect, domnul primar? La nivel de județ, luat măsura de azi, cam prețul la depozitare și colectarea deșeurilor reciclabile din parc în parc. După ce se adună toate hotărârile la nivel de județ, o să înceapă un program de colectare din parc în parc a deșeurilor reciclabile și direct pe scadă prețul. La tonă la depozitare. Asta este. Vreau să vă răspundi și pe cetățenii sau la primul? Nu, 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 colectați și nu ne vin facturi de la rompere, am discutat asta la fiecare preț. Digo noi, se poate micșora prețul în momentul când nu mai e cantitate. Să scrie ceva la cuvânt? Până la urmă. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mai departe la al patrulea punct divers. Cine se scrie la punct? Domnul Codruț? Domnul Mărcuț? Domnul Matei? Poftiți, domnul Codruț, mă rog. Din câte știu, știți, domnul primar și domnul vice știu sigur despre faptul că înainte de Paști, în comună, în satul Blidare, a avut loc un incendiu prin care familia Manole a rămas fără locuință, un incendiu destul de mare, adică a ars totul până la temelie, aduc la cunoștință și colegilor consilieri și aș propune ajutarea, să le oferim un ajutor din partea primăriei mai consistent, așa să spun. Au o vârstă, el are vreo 63-64 de ani, doamna la fel, cred, bătrân, și pe care merita un ajutor din partea primăriei, pus consilier, nu? Cum te știu pe aici. Acum, nu zici că trupul e. La ce v-ați gândit? Eu m-am gândit la, nu știu, 200, 300 de milioane. Am făcut un post. Da, dar aș cumpăra stații de 700 de milioane în același timp. Păi ce? Stații de plătire tot comun. Da, domnul primar, ar putea să-l ajută, mă. Am scăzut impozitul. Eu am venit cu rugăminte, dacă... Da, și cu o propunere, mai. Dar dacă îl ajutăm să simtă ceva, nu... Și nu cred că neapărat bani. Adică, nu știu. Păi, când... Marcela, ce poate? Păi, nu neapărat bani. Mărie nu poate. Din restul l-am ajutat cu ce am putut. Da, până la momentul ăsta. Eu am venit cu o propunere, n-am venit cu... Dacă vrem să ajutăm cu bani, dar vrem să ajutăm cu bani, ok, nu știu ce problemă. Bine, propunem. Da. Nu e... Și vedem mai departe, da? Da, mulțumesc. Domnul Marcos, vă rog. Da, mulțumesc. Doamne primar, se va duc la cunoștință niște nereguli care le-am depistat. Bine, că v-am mai adus la cunoștință. A început să crepe asfaltul peste apă. Și v-am rugat de anul trecut să luăm legătura vis-a-vis de garanții sau dacă nu scotăm o firmă să plombeze acel centru, că
înfiltrându-se apa, îngheață, dezgheață, se exfoliază. Vă aduc acum aminte iar, poate luați în calcul. Să luăm în calcul iar podul. Podul a început să facă găuri iar. Să-l putem plomba măcar până în Vilinghețu, că iar e aceeași problemă. Că vis-a-vis de proiectul ăla ambițios, cred că așa rămâne. Și măcar să-l cârpim cum putem. V-am mai adus la cunoștință problema școala de la Mărceș și școala de la Hârtiu cu apă. Am dat miliarde peste miliarde și nu au apă acolo școlile. Nu știu ce se întâmplă. Bine, n-am pretenția să reparați dumneavoastră problema. Dar aveți acolo o firmă care o lua lucrare, care are garanții, care are... E bătaie de joc, să știți. Atâtea miliarde să n-ai tu o cană de apă. Dar nici un pahar, dar nici nu curge, nici nu funcționa, nimic, e mort. La Mărcești funcționa, la Hârtiu? Nu era, acum vreo lună nu era, da? E, o lună. Acum ai funcționa, la Hârtiu s-o să fac în continuare și o să... Le mai tai că nu știu ce. Da. Și aș mai avea... Și execută în garanții. Da, foarte bine. A luat bani să repare problemă. Mai avem țigla aia acolo în spate, la primărie, aia de pe timpul lui domnul Danilu. Să o gestionăm în așa fel, să o dăm la casa praznicală, când o fi să construiască, la noi, la biserică. Să fac un pic schiletul mai solid și să-i ajutăm cu țigla asta, că putrezește acolo, e de 30 de ani acolo. Să ne ajutăm, nu se ajută. Să-i ajutăm biserica, noi... Construcția de acolo e a primăriei. Dacă e a primăriei, mai bine venită. Vine 10 căpriori în brus, 10 grinzi, ca să fie mai solid, că asta e grea. Și totodată se rezolvă problema, că e păcat de ea, sunt miliarde la ora actuală. Eu, doamna secretară, deschis foarte bine subiect. Hai să-l ajutăm prin mânări, facem propuneri, ca să-i dăm acoperișul acasă. Și dăm țigla. O avem, ia, o putem da. Dincolo este proiect, așa că aici puteți să vă. Da, asta urma să spunem acum, cu proiectul nu poți să-l modifici așa cum, dacă există deja. E nu mai bună ideea asta. Veniți cu... Sunt ceva bani. Da, cum? Și parcă tot ediții le-au avut. Bun. E brama. E brama. Trebuie schiliatul, trebuie putea din noi probleme. Dar putem ajuta pe domnul Anori. Foarte ok, cu țigla. Dar e păcat, ea foarte mulți bani. Și deja e un pas destul de mare. Am înțeles că partea de lemn deja e discutată și au primit ajutor. Dacă primește și țigla de la noi, mai niște promisiuni de beton. Aveți o discuție cu dânsul, dacă vrea să fac o solidă, dacă zici că e grea, vrea ca să... Dar nu cer, să rătoasă, adică e... Păi nu, dacă îți facă... De consolidarea, să nu poți vrea, dacă greu va apărit și-o. Dacă vrea să... Domnul Matei, e vorba de 5-6 căprivări în plus, nimeni pui la 80, îi pui la 40. Dar poate are deja și mai vrea să modifice. Vorbim de greutatea ei, deci noi... Înțeles, dar trebuie să stai cu omul, dacă accepte. Dacă nici la pomană nu îl putun, ce să-i faci? Bun. Dacă nici moaca nu ia... Continuați, domnul. Da. Canalul la Hârtiu Domnovici, canalul de fug de la Prău, e plin cu copaci. Băgați ceva oameni acolo, jumătate de zi, gata. Mai e aici. Până la pot, de jos până la pot. Nu știu dacă ați fost atenți, s-a rupt iar stâlpul ăsta la gardă aici, la primărie, la brătărie. Iar l-au agățat vreun tir. Poftim? Nu contează. Dispensarul veterinar. Am înțeles că CAP-ul s-a cumpărat. Domnul Vici l-a cumpărat, nu? Felicitări. CAP-ul ăla, acolo e mai mult decât SID acolo. Ce se întâmplă cu dispensarul la veterinar? Dacă l-a cumpărat, nu mai fi SID. Nu, vorbesc dispensarul veterinar. Poftim? Păi nu, e separat. E altă proprietate. Ce-i de făcut acolo, domn primar? Că-i SIDA. Proprietatea nu contează. Ce-i de făcut?
Proprietatea nu putem să o punem să... Eu știu ce te-ai făcut. Să-și facă treaba, să-l văruiască, să-l... Nu chiar așa, repede. Acolo trebuie... Dar unii dracu are 30 de ani, tot așa. Un centru de bătrâni. Nu știu dacă se pretează. Le-a dus cu cineva să vadă, poate să facă băi și ce mai trebuie făcut în el. Și ar trebui băgați, este mai făcut un centru de bătrâni. Trebuie în comun așa. Trebuie toată țara așa. Nu știu dacă e poziția bună pentru ce. Alt teren și clădiri ca să o ai funcțională, ca să poată funcționa, nu știu dacă poți să dau un moment ăsta. În comun. Dar de ce să nu fie poziția bună? Trebuie undeva mai răcoros, mai muntos, mai altceva. Altă zonă. Aici ce se face acolo? Că șapioul a luat domnul Florea, face testătorii de vaci, din coacea un cheș, din colo porci și au făcut de dracu' bani. No, gen școală Blidar, e bine, e certul de bătrâni, gen Brânceni, undeva retras, liniște, nu acolo, acolo e... De la Sida ajungem la... Da, asta e părerea mea, dumneavoastră decideți că sunteți în măsură. Ce se întâmplă cu gazul, cu proiectul, cu gazul? Mai avem vreo șansă? Nu? Așa. Și acum ceva mai serios. Ce-am gândit eu? Până la proiectele astea mega, 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 haideți să aruncăm niște bani anul ăsta la anul, să ne implicăm pe alimentarea cu apă, pralea, punct, proiect de alimentare cu apă, Heltiu, bă, ăștia Brânceni, deci, punct. Și asfaltarea zonei, de la strada națională până la Heltiu. Pe buget local, pe CJ, cum putem, nu contează. Că pe mega proiectele mai trece 20 de ani și nu rezolvăm nimic. Și dau semnătură, garantez. La anul avem alt guvern. Alt Angel Salini, alt drac, alt lac. Deci nimic nu facem. Dacă nu o luăm sistematic pe buget local și pe CJ, nimic nu facem. Mulțumesc! Domnul Matei? Mă rog. Domnul primar, eu reînnoiesc cererea ca să vă găsi cu mătura aia rotativă să faceți pe frigura să vă luăm pe sprave. Eu risc, domnul așa, și de la cine, deci băcat. Avem, adică avem scurile, avem tot ce trebuie și am nici am lucrat lucrurile, nu reușit să facem. Poate reușit, cum ar trebui să facem. Două ori, în care implicarea de la clerici, instituții locale și toată lumea a fost destul de majoră, în caz similar. Astăzi vorbim despre un cetățean care a rămas cu un rând de haine pe el. Că l-am ajutat cu bulă, o scos niște gunoi, am înțeles că mai sunt un grup de inițiativă așa care o să-l ajut în betoane, nu știu, mă rog, cine sunt domnul primar, cu niște bățari. Dar ca să te-ai pus să faci o casă astăzi și să poți locui în ea până iarnă, pentru un cetățean, nu neapărat că este Manoli, fost consilier, putea să fie oricine. Deci am mai avut cazul de-astea când reacția a fost totul alta. Iar eu zic că bani se găsesc. Domnul primar a spus că mai am micșorat taxele. Domnul primar, spuneți și mie. Dacă aveți cunoștință, 1% la clădiri rezidențiale, cam ce înseamnă micșorarea taxelor? Estimativ. Nu e sumă să vă speriați. O să vină doamna Ioana în următoarea ședință și o să ne prezinte impactul. O să vă prezint impactul. Pe diferență. Nici eu nu pot să-l calculez atunci. Nu, dar cred că impactul este foarte minor. Va fi foarte minor impactul. Și o să vedeți. La ce sume se investesc să fac astăzi în comună, va fi foarte minor. Iar eu zic că... Eu realizez că nu e minor. Dar o să vedem. O să vedem. O să
mai tăiați în alte cheltuieli și o să fie ok. Mai așteptăm și cetățeanul. Dar vreau să vă zic că haideți să ne gândim, să facem un proiect de hotărâri, dacă sunteți de acord, să stabilim o sumă care să se ia de undeva și să ne ajutăm. Chiar și țigla, dacă e un surplus, nu este. Sunt ca opuleți. Eu propun, sunt de acord cu suma propusă de domnul Codruț, 20.000 de roni, să le aprobăm să-și facă 20.000 de roni, dacă și-a bolsare. La o casă, normal. Cât de cât. Adică nu e o sumă care să sperie comuna că eu s-a mai adunat din sat, am trăit 150 de roni. Poate nu mai lui. Deci mâine, dacă este un caz similar, un om care, o familie să rămână fără nimic, nimic, zici, mai salvează o cameră, dar nu. Aici vorbim de ceva care nu e... Am înțeles. Asigurarea a avut pe casă? Aici e o problemă. Dar care are asigurare? Hai să fie realist. 1% dacă... Și dacă chiar dacă avea asigurare, asigurarea obligatorie nu include alunecarea de teren, inundații și ca atât. Focul cu tremuri și alte minuni. Deci ca să închei cu ideea asta, domnul Codruț, dacă sunteți de acord, doamna secretar, în numele nostru și poate să mai scrie cineva, să fie inițiat un proiect de hotărâri, noi îl semnăm și în prima ședință să-l ajutăm, mai ales că să spunem acum aveți, în iulie se poate face rectificare și cred că găsiți 20.000. Sunt deja, dar nu am de ce trăiesc. Da, sunt bani. Dacă sunt la spații de urgență, poate puteți ajuta. Așa, nu problem. Sau poate limităm acum să spunem la vot sau nu. Venim la ședința următoare. O să fac cu da, o altă întrebare care aș o domnul primar, cu casa Rosetii. Se mai știe ceva? Nu? Suntem la cimii cu el depus. Proiectul este depus, este e vreo șansă? Suntem depus la cine e cu el. Da, pentru că dacă vă uitați chiar în punct urât în comun, sincer. Distruge. Da, se distruge. Și da, este păcat. Și tot. Se distruge. Iar cu geamuri, uși, v-a rămas gândit. Din ele puteți să-i dați butetii. Când își zidește casa asta, aprobăm să-și facă după 2-3 geamuri, după 2-3 uși. Mai dați și acoperișul cu 200 de ani învocat. N-ai cum? Dacă poate să zicem... Pentru că au toți patenții din ele, pot să le folosi. Extra. Depinde din măsură. Da, nu, dar își face după măsură, dacă să salvezi niște bani, dar ce are? Da, rămâne după mine, dacă le aveți, e păcat să stăie. Dar nu s-a putut recuperat, să vreau. Am înțeles. Bun. Mai aveți ceva de altă? Domnul Orchiamu. Domnule, s-a ridicat problema drumului Hâltiu în legătură cu asfaltul. Au apărut crăpături nu de acum, de anul trecut au apărut. Acele crăpături nu știm de ce au apărut. E vorba de tonajul care este practicat pe acel drum vis-a-vis importanța respectivă. În special, crăpături sunt și crăpături vor mai fi chiar dacă noi vorbăm acum la acele crăpături. În legătură cu canalul, ridicat de domnul Mărcuț, canalul Mânici, direcției Sirului, nu știu în întreținerea cui, nu cred că e a noastră întreținerea. Doamne, e a lui Vraci. E a noastră oricine. Păi nu, dar dacă e a direcției Sirului și el dacă l-a făcut, eu trebuie, n-am zis data. Acolo sunt instalați niște arbori, în speță, în principal, salcâmi. Salcâmul rezonează foarte puternic, sămânțele de salcâm așa, și ca să fie rezolvată treaba așa, pe toată lungimea, de la pădure până în naval, la spurgerea totuș, trebuie erbicidați în perioada de vegetație de 3 ori pe an, cu erbicid total, tot ce înseamnă salcâm și cu el de salcâm.
Și problema se înlătură cu curățarea canalului, nu va mai ridica problemele care le ridică acum. Deci rătăcimile respective, crapă, duce la crăparea pe pomul și așa mai departe. Deci dacă vrem să facem o treabă bună, nu e un capăt de țară câțiva litri de erbicid total rundapul, asta, și el se erbicidează de 3 ori pe an în perioada de vegetație și am scăpat de el. De salvia? De salvia. Cu erbicid? Cu erbicid, da. Bă, dacă erbicidă, cum am dat și cumva? Cel mai bun erbicid al salviumului e Gianni cu fraxul. Problema drumului Căiuț-Heltiu, acum eu emit și o pretenție, dacă cei dinspre Pralea Bildar au ridicat problema cu măturat drumul județean, domnul primar, poate vă gândiți să achiziționați o mașină, o astfel de grebă, ca să grebeze și drumul de la Căiuț până la Heltiu. Dar eu tot... Eu am înțeles că nu va fi asfaltat în greci. Măturat și stropit. Da, dacă-i grebat, e suficient, că nu e mai... Da. Altceva nu mai trebuie. Cum mai aveți asfalt și vrei și tot? Mai s-a la poate. Ți-ai dronă? Da. Bun. Mai aveți ceva de acolo, da? Sunt mai mult, nu vreau să vă rețin că vă bine. Vreau să adaug și eu ceva vis-a-vis de incendiu de la Bidar. Deci domnul primar aș vrea să, nu știu, să verificați hidranții ăștia și furtunele de la hidranți. Dacă nu era chestia cu furtunele, nu se întâmpla nenorocerea de acolo, de la domnul Manole. Deci focul i-a luat din spate, de la anexe a început focul în față. Deci casa putea fi salvată dacă furtunele nu erau potrede. Noi când am întins furtunele, erau praf. Hidranți înfundați. Deci hidrantul de la uitați, la Nicușor Manole, înfundat cu pământ, cu ce-o fi el, nu, ăla nu e funcțional. A trebuit să ne ducem tocmai la Neagru, la Târțu, la Vala. Patru odată la 6 luni, dar și la 3 luni. Iar soluția a fost că era voluntar. Îți dai seama, și avea furtună în curte. Avea furtună în curte. Avea dintr-un lat de hidrant, din metalul. Și când am desfăcut ăla și l-am întins, s-o rupă. Am înțeles că sunt banii alocați, dar... Nu știu. Nu știu. Nu știu. Doar atât, vă mulțumesc. Toate sunt. Ar trebui și alea verificat o dată, la filmat de asta. Da, bun. Mai aveți ceva de autorizat? Nu. Vă rog, domnul Ope. Domnul Vice, știți că am avut o discuție recentă cu tot ce este pe marginea drumului pe care. Nu ai timp să faci fulgat în ies să vorbim în față. Am fost recent la Bârlac și am văzut o lucrare. Unde nu necesită oamenii mulți. Cu un buldoz, scoatem toți mărăcini din curbe. Și chiar pe la deal, spre Pralea, 20 de ani am mers pe un rol, sau mai mult. Acum vin mărăcini în șoseaua care ar trebui să o avem cum o avem. Un singur om face treaba și îi scoate și îi adună. Dau camionul meu din oficiu, îi luăm de acolo și fără oameni se pune mâna. Și ia cum afară. Mulțumesc pentru că ați văzut. Nu, dar ai făcut. S-a pleacă de acum șosea, în toate curile. Păcat la ce asfalt la vedere. Aici, doamna secretară, trebuie să ia măsuri mai puternic. Am rugat-o de multe ori să mă susține că faci la vedea cu mine la dealul. Am zis și a zis că acum așteptam să fie foaie și nu, nu cred că e ceva de imposibil, ceea ce am spus. Dacă nu mai lume. Și poate facem două zile de masă. Hai, vreau să-l facem. Două zile de tot. Mai ales că e oferit să cu mașina. Mărăcinii dau cartonul și se ridică de acolo, fără să puneți oameni la fapt și aici. Bine. Domnule Cuman? Ne promiteți ceva? Chestia asta? M-a rugat și doamna secretară, spuneți din față la cameră. Am ascultat. Vă rog și eu. Dar de ce îl întrebați, domnul primar, din problema viceprimarului? El trebuie să aibă 4-16, primarul să vină să vadă când să facă problema. Văd că mi-ai stresat pe bază. Domnul Vicepremarului, și-l bată și pe altă mă bidoane, iar acolo la domnul Matei face popoasă și ne cheamă la recepție și gata. Ce e tot adică? Dar m-a apucat să faceți. Nu, dar cu burdă, deci... Nu mai ai treaba 2-3 ani de urmă, dacă îi spune de rătășire.
Deci, stând așa liniștit și cel puțin la toată ședința, de la punctul de vedere simaxian, am ascultat pe fiecare. Cred că deja dumneavoastră ați avut cât e ceva de spus. Dar dacă stau și mă gândesc, e problema noastră la toți. Trebuie să-mi spuneți mie. Eu știu fiecare problemă. Din cele care le consemnați. Din cele care le consemnați dumneavoastră. Da? Eu... Ce se poate face, zi de zi se face. Dar ca să le poți acoperi pe toate, și drumul avertiu, și toate din 2008-2007, nu mai știu când PIS-ul nu a mai fost achiziționat, știu că atunci a fost... Tune, nu? Da, trebuie achiziționat. Dar nu m-a făcut. Stingătoare. Tot chestii. Drumul avertiu. Reparații la asfalt. Fiecare. Curățirii pe marginea drumului județean. Alea. Da, hai, facem. Vă supărați. Vedeți primar, v-ați înhamat la jugul ăsta? Răspundeți. Domnul Mărcuț. Ce problem? Domnul primar, de ce nu se poate? Toate cele care le-am ridicat noi. Buget limitat. Dar prioritizarea lucrurilor, vorbim de ea de ani de zile. Am prioritizat și dumneavoastră, dacă sunteți de la Hârtiu, o să prioritizați drumul de la Hârtiu. Domnii care sunt la Pralea, o să prioritizeze drumul de la Pralea. Nu m-am referit la aceeași categorie de lucrare. Drum, Hârtiu, drum, Pralea. Nu m-am referit la aceea. M-am referit la categorii de lucrări total diferite. Ele n-au fost prioritizate. Da, aici are dreptate, domnul Mărcheanu. Am făcut-o pentru proiectele care sunt depuse. Uitați, la Hârtiu, chiar dacă nu prea am proiectul voi... Hârtiului față de cheltuieli care le-ați antrenat dumneavoastră executivul în ultima perioadă de timp, este antic, vechi și de demult. Care proiect? Proiectul cu drumul de la Hârtiu. Eu vreau să vă văd de drum. Dacă dumneavoastră vă vedeți așa unii peste alții, nu vreau să vă zic de drum. Vreau să spun de Hârtiu. Faptul că v-am rugat, nu odată, ca să îmi răspundeți la cele problemele ridicate de noi și ați spus că nu o să dați nici răspuns, de-aia cred că nici nu ar trebui să mai ridicăm probleme. Dar la cine ați spus răspunsul? La drumul de la Hârtiu? Nu, vin cu proiector și ultima ședință sau penultima ședință, când dumneavoastră eu v-am solicitat să veniți să dați răspuns problemelor ridicate de noi la începutul ședinței, m-ați apostrofat și ați spus că nu la începutul ședinței, la sfârșit, eu v-am spus puteți să o faceți și la mijloc și când s-a întrerupt chinezăria, filmarea, a spus, n-am să fac mă, și care? Dar eu v-am spus că poate treaba cu sau fără dumneavoastră, treaba merge. S-ar putea să meargă mai bine fără dumneavoastră. Aveți dreptate din punctul ăsta. Fără fiecare dintre noi. Dar categoric. Da, nu-i de loc. Păi, da. I-a spus cu sau fără unul din noi, treaba. Eu vreau să discut din proiect la Hârtiu, dar dumneavoastră ați luat-o. Hai să vorbim, hai să vorbim. Dacă vreți să vorbim, vorbim. Ce ne spuneți? Ce ne spuneți de proiectul? Suntem la licitație cu virgulă căminul de la Hârtiu. Dar de unde ai de cămin, domnule? Așa am zis și eu. Dar cămin are nevoie sau de asfalt, apă, canal. Păi este depus proiect și de canal și de apă și de asfalt. Și de ce am și depus proiect și de și e proiect și de cămin. Uite, eu am ajuns la licitație. La momentul ăsta la cămin e licitație pentru cămin. Uite, și ce se... Credeți că... Cum dumneavoastră vă... Am spus mie aici. Așa le spun și la cei acolo. Domnule, de ce nu mi-ați dat căminul? De ce nu mi-ați dat drumul? Că eu drumul vreau. Ia știe că-i cămin. Treaba dumneavoastră. Păi și aici e treaba dumneavoastră. Dar de ce sunteți în fruntea noastră pus? Ales. Da. Veniți să spuneți că e căminul. Căminul ăsta lăsăm mai bine, dar nu altele sunt urgenți, în urgență, doamne. Mai sunt probleme din spitalul diverse? Te va închide ședința, da? Declară ședința.